Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, și la această ediție săptămânală a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Ca de obicei, noutăți, informații, proiecte la care suntem parte, în care suntem implicați pentru dumneavoastră în fiecare săptămână la Alfa Omega în Obiectiv. În primul rând, ne bucurăm că în sfârșit revista Alfa Omega TV Magazine pe lunile noiembrie-decembrie a fost tipărită prin credință, spun asta, pentru că la data când facem această emisiune este încă la tipar, dar cred că la momentul difuzării acestei emisiuni, la prima difuzare și la reluare dumneavoastră, deja o să începeți să primiți această revistă. O revistă interesantă, atipică, cum de altfel îi spune și titlul principal, tema principală acestei reviste, forme atipice de evanghelizare. Un scurs spot de prezentare acestei reviste, după care revenim în studio. Așadar, revista Alfa Mega TV Magazine pe lunile noiembrie-decembrie este în drum spre dumneavoastră, credem. Dacă doriți să vă abonați, aveți un link pe site-ul nostru alfamegatv.ro/revista sau puteți da un telefon pentru a vă abona. Nu uitați, datorită legislației GDPR a protecției datelor personale, este neapărat nevoie pentru a primi revista și alte informații de la noi să vă înscrieți, să vă dați acordul pentru a primi această revista și alte materiale de la Alfa Omega TV. Este și un site special la care puteți ajunge, la care vă puteți abona chiar și pentru revistă, alfamega.tv/acord. Mergem mai departe. Așteptată de mulți dintre dumneavoastră este și apariția și începutul distribuirii volumului 3 din Cartea Cărților. Am pe masă cele 3 volume. 1, 2 și 3. În sfârșit de săptămâna aceasta o să începem vânzarea și a volumului 3, Cartea Cărților. Aceste 3 albume conțin fiecare câte 13 episoade din desene animate Cartea Cărților, toate dublate în limba română, toate în versiunea aceasta nouă, dinamică. Am așteptat mult și după volumul 3, iată că este disponibil pentru dumneavoastră un spot care sintetizează și care vă încurajează să achiziționați pentru copilul dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, acum de sărbători, toate cele 3 albume DVD cu Cartea Cărților, seria nouă. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei chiar la tine în casă. A fost Cartea Cărților pe site-ul alfaomega.tv/librărie. Găsiți atât aceste produse, cât și alte DVD-uri, cât și alte cărți mai ales. În final o să revin cu câteva recomandări. Acum însă, deoarece ne apropiem de 1 decembrie, desigur că sărbătorim și noi, ca mulți dintre români, ziua de 1 decembrie, ziua națională, mai mult decât cu alte ocazii, este o zi în care celebrăm, într-un fel, faptul că în urmă cu 100 de ani Dumnezeu a hotărât ca națiunea română să fie în granițele acestea pe care le avem acum, să devină o țară așa cum o avem acum și să împlinească visul a sute de ani a multor români care au trăit pe meleagurile acestea în ultimii 2000 de ani, într-un fel. E o aniversare mai specială, sunt 100 de ani pe care îi celebrăm. Mulți credincioși, multe biserici, mulți creștini, multe organizații au planificat aniversarea acestea, multe evenimente. Una dintre acestea este și Biserica Flacăra Închinării, o biserică alături de care am fost încă de la începuturi, când ei au dat drumul cu ocazia zilei de 1 decembrie unui eveniment, unei conferințe, au zis Flacăra Închinării, și de atunci, an de an, de 1 decembrie, această flacără a închinării și dincolo de închinare, o flacără a mulțumirii și a unității, de acolo, din inima României, din Alba Iulia, care este și geografic inima României, de acolo această flacără a închinării, ca și conferințe, ca și loc al închinării corporative,
luminează în permanență și anul acesta sper să fim acolo cu o mică echipă, să putem să difuzăm pe Facebook, cel puțin și în mediul online, evenimentele de acolo, în special de la această conferință. L-am avut în studioul nostru în urmă cu câteva zile pe pastorul Ghiță Dicoi, inițiatorul acestei lucrări, acestui proiect Flacăra Închinării, care ne-a spus câteva cuvinte cu invitația, într-un fel, de a fi parte acolo sâmbătă în 1 decembrie la evenimentele găzduite de biserica lor și nu numai, la cele pe care va găzdui orașul Alba Iulia, capitală de suflet a României. Fiind centenar, fiind sărbătoare de referință, o zi a conferinței, pentru că sunt două zile în conferință, 1 și 2 decembrie, dintotdeauna am făcut așa și facem și anul ăsta, am zis atunci să fie 2 decembrie o zi specială pentru rugăciune, mijlocire pentru țară, pentru națiunea noastră și în mod deosebit pentru credincioși. Cred în principiul unității. Când doi sau trei se unesc, când trecem peste barierele denominaționale, religioase, de oricare ar fi, atunci cred că Dumnezeu în unitate este gata să binecuvinteze, să răspundă. Și cred că așa cum România s-a bucurat acolo 100 de ani de unirea principatelor, eu cred că acum Dumnezeu ar fi onorat să fie lider disponibil pentru unitate. Dăm la o parte orice ne-ar putea despărți, orice. Și principiul este ăsta, să ne uităm la ce ne unește. Cred în asta, chiar cred în principiul unității. Mai ales că, poate nu știți istoria mea, dar eu într-un accident de circulație am fost în comă și am avut un mesaj special, spun eu, de la Dumnezeu, să mă întorc înapoi și să vorbesc oamenilor despre importanța relațiilor între oameni. Și răspunsul meu către Dumnezeu a fost: dar dacă ei nu vor să aibă relație cu mine? Și Dumnezeu clar mi-a spus și plin de dragoste: nu este important ca ei să vrea, important ca tu să vrei. Și cu mesajul ăsta specific clar, m-am întors după 3 săptămâni jumate de comă și țin la principiul unității, țin la principiul relațiilor, pentru că numai atunci Dumnezeu poate să lucreze, când doi sau trei se unesc. Dumnezeu să ne ajute la asta. A fost pastorul Ghiță Dicoi cu o invitație de a fi parte la evenimentele organizate de ei, și nu numai de ei, de mai multe organizații și biserici, în 1 decembrie 2018 la Alba Iulia, prilej cu care vom sărbători cu toții această zi a unității creștine, această zi de mare importanță și greutate pentru ființa noastră națională. E un site acolo, Flacăra Închinării, unde puteți obține mai multe informații. Repet, dacă Dumnezeu ne ajută, o să fim și noi prezenți acolo cu o echipă pentru a filma pentru dumneavoastră cele mai importante momente. Și nu numai aceasta, aici la Alfa Omega TV, împreună cu cei implicați în rețeaua de rugăciune pentru România și cu Mirela și cu cei care căutăm fața Domnului, am primit de la Domnul așa un gând cu care deja cred că ați fost provocați prin emisiune celelalte și prin spoturi pe canalul Alfa Omega TV, acela de a declara ziua de 1 decembrie, o zi a mulțumirii la adresa lui Dumnezeu. O zi în care să mulțumim Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru România. Anul acesta, în special, a fost un an greu pentru țara noastră. Ne-am rugat, am postit, ne-am luptat spiritual, am cerut intervenție divină în diverse locuri, momente. În fond, de-a lungul istoriei, viața noastră de credincioși a fost și este o luptă continuă. Iată că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vă provocăm să considerați ziua de 1 decembrie o zi în care să mulțumim Dumnezeu pentru că până aici a fost cu noi, până a avut grijă de națiunea noastră și are un plan cu ea și pe mai departe. Vreau să înserăm în acest moment al emisiunii noastre o scurtă contribuție, un îndemn pe care Mirela l-a avut în cadrul emisiunii Puterea Rugăciunii, un îndemn de a considera, desigur și în post și rugăciune dacă doriți, dar să reconsiderați și să luați ziua aceasta de 1 decembrie ca o zi a mulțumirii lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și va face în națiunea română. Alfa Omega TV și rețeaua de rugăciune pentru România vă chemăm să declarăm împreună 1 decembrie Zi Națională de Mulțumire și Recunoștință înaintea Domnului Iisus Hristos pentru România.
1 decembrie, o zi a mulțumirii, a celebrării că până aici Dumnezeu a fost cu noi, cu România. 1 decembrie, o zi în care să mulțumim că Domnul ne-a născut români, că ne-a dat o țară așa de minunată. O zi în care să cerem binecuvântările Domnului peste România și să declarăm Domnia lui Iisus Hristos peste țara noastră. 1 decembrie, o zi în care să încredințăm destinul României în mâna Domnului și să cerem, Tată, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în România, astăzi și în viitor. Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost un îndemn pe care Mirela l-a avut nu numai pentru cei implicați în rețeaua de rugăciune pentru România, dar pentru toți românii, în fond. Să vedem poate cu alți ochi această zi foarte importantă pentru națiunea română, această zi în care anul acesta aniversăm, celebrăm, sărbătorim 100 de ani de la stabilirea statului național român. O zi a mulțumirii pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut și va face pentru România, pentru că noi credem și v-am încurajat de la acest microfon să credeți că Dumnezeu are un plan cu totul special pentru România. În finalul emisiunii vreau să vă semnalez un film. O fac mai rar, dar simt să o fac de data aceasta. E o reluare, am difuzat și numai cu câteva luni de zile acest film. Filmul se numește Ultima Reformă, The Last Reformation. Un film, mai mult un reportaj de la o lucrare care se extinde tot mai mult, nu numai în Danemarca, unde a fost inițiată de deja recunoscutul Torban, dar și în alte țări din România. Este vorba de o lucrare care depășește granițele obișnuitului, limitele obișnuitului și niște tipare teologice, religioase, aceea a slujirii de vindecare și eliberare. Înainte de a vă spune câteva vorbe în plus, vreau să urmărim un trailer de vreo 3 minute prin care sunteți încurajați ca sâmbătă aceasta, de la ora 22, să urmăriți filmul docudrama, cum spunem noi, un film documentar, dar în același timp, într-o abordare artistică, Ultima Reformă. One night I look up in the air and say, come on, there must be more than just go to a church and sit there 2 hours every Sunday and listen to somebody preaching. And at one time I started to just read the book of Acts, read about the first Christians, how they were living. They were not just sitting in a church every Sunday and listening to a sermon. They saw how life got changed where they came. We know Constantine, he came and he turned Christianity into a state religion. We see through church history that this hierarchy, this institutionalized church was following us all the way to the Reformation where Luther came, Calvin came, Zwingli came. They were trying to reform, they were trying to bring us back to the real gospel, back to the book of Acts, but they failed. Jesus said, go out and make disciples of all nations. God's given us the same authority and the same power that Jesus himself had in the first century. The harvest is plentiful, but the laborers are few. I really think that when the church comes back to a true gospel, repent, turn to Christ, be baptized for the remission of your sins, die with Christ and rise with Christ and be filled with the Holy Spirit, that will change this world. It's time to go back to what we read in the book of Acts. I was walking like this. Okay. Because I couldn't move any faster. What you can do now? The Bible's the book of life, and it doesn't become the book of life by studying it. It becomes the book of life by living it. You know, this healing happened how? By the power of Jesus. There's freedom, there's freedom. I was tired of looking for answers, and I could not find it anywhere. I've never spoken to him before. That was awesome. That's crazy amazing. It's real. It's really real. This is real. If this is real in the Bible, what about the rest? Every word is real, from the beginning to the end. Me and Lauren, I were just saying, shall we pray that we see a sign in the sky when we get baptized? I turned and I looked up and I saw real written in the sky. Thank you.
The last reformation is actually moving across the globe right now. And this is just the beginning. We need a new reformation of the church. We need a last reformation. And that has truly changed my life. And now I preach that message until the day I die. Sper că și trailerul v-a provocat ceva, v-a determinat, zic eu, să reconsiderați timpul dumneavoastră de sâmbătă seara. Poate unii dintre dumneavoastră revedeți această emisiune Alfa Mare Obiectiv după aceea, pentru că dăm câteva reluări, dar pentru cei care vedeți în prima difuzare sau a doua, sâmbătă seara de la ora 10, un film interesant pe Alfa Omega TV, pe canal de televiziune, un film sub genericul Ultima Reformă, de Last Reformation, și vă spuneam, un film care cred că vă va determina să regândiți, poate chiar să vă schimbați paradigma și modul de gândire în ceea ce privește slujirea de vindecare și eliberare și modul în care Dumnezeu extinde această slujire dincolo de niște bariere și limite religioase. Este important să avem o perspectivă mai largă. Noi aici la Alfa Omega TV vă încurajăm nu numai în emisiune de slujire de joi seara, dar și prin emisiuni, prin resurse pe care le avem, să considerați ca parte din slujirea bisericii dumneavoastră, fie că sunteți slujitor, fie că sunteți membru obișnuit, parte din slujirea aceasta să fie și slujirea de împlinirea unor nevoi fizice, de vindecare și de eliberare a credincioșilor și a altora. Dumnezeu va folosi lucrarea aceasta în sânul bisericii, dar și în afara bisericii, pe străzi, cum cei de la The Last Reformation o fac. Minunile pe care Dumnezeu le performează cu tot mai mare putere, le va folosi pentru a întoarce pe foarte mulți la Dumnezeu. În fond, semnele și minunile, dacă vorbim despre semne, sunt direcții, sunt indicatoare către Iisus Hristos. Așa să privim lucrările acestea tot mai extinse de vindecare și eliberare ca semne, ca indicatoare, ca instrumente în mâna Domnului pentru a-i determina pe foarte mulți să se întoarcă la Dumnezeu. Venim și noi de la Alfa Omega de mai mulți ani de zile în întâmpinarea acestui demers, acestei direcții, și prin emisiuni de slujire sau seminarii sau învățături, dar și prin resurse. Printre primele cărți, și vreau să vă prezint câteva cărți în acest moment al emisiunii noastre, le găsiți pe toate pe librăria creștină Alfa Omega TV, Alfa Omega / librărie. Am câteva pe masă, mi-a fost greu să aleg, cred că sunt vreo 20 de titluri care într-un fel sau într-altul vorbesc și abordează câte o fațetă acestei slujiri de vindecare și eliberare. Una din primele cărți pe care noi le-am tipărit și s-ar putea ca mulți să o aveți pentru că am retipărit această carte de 3-4 ori, Creștine eliberează-te, sigur că este o provocare chiar prin titlu, dar mulți creștini au nevoie de o slujire specială, mulți creștini păstrează influențe, neiertări, lucruri pe care le moștenesc, lucruri, traume la care au fost supuși și care trebuie rezolvate. O altă carte, pe aceeași notă, Diavolul în fața instanței, o demascare a lucrării celui rău în viața noastră, al lui Marjorie Cole. Da, o carte specială pentru lucrători, Unelte pentru eliberare, Andy Rees, l-am avut în România numai cu vreo 10 ani de zile. E o carte deosebită, groasă, un manual pentru slujitori care doresc să intre în slujirea de vindecare și eliberare. Un alt manual foarte mult folosit în biserici, poate în mai tradiționale, în biserici baptiste, creștini pe Evanghelie, pentecostale, Fii liber, un manual de eliberare și în subtitlu manual de pregătire pentru eliberare, de eliberare și de autoeliberare. Folosesc foarte mult acest manual simplu, clar, pe lecții scurte, 2-3 pagini. Vă recomand cu căldură, este o carte nu numai de inițiere, dar și de slujire. E o carte care conține mai subțire, un buclet, cum spunem noi, o carte care conține rugăciuni în vederea ruperii blestemelor. Sigur că vă puteți inspira din aceste rugăciuni. Cele mai multe sunt versete biblice. Cineva spunea că cartea aceasta conține mai multe versete biblice decât text și comentarii. Într-un fel, oricum am luat, orice am face, aceste slujiri de vindecare și eliberare au sens doar dacă le facem în numele Domnului Iisus Hristos și nu în alt nume sau în altă putere sau în altă autoritate, și bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele două elemente cheie pe care noi vi le propunem, pe care noi ne bazăm când încurajăm acest gen de slujire, și două cărți ale lui Derek Prince, Eliberare Biblică, o carte mai nouă, Casting Out Demons, Eliberare de Demon. Titlul a fost puțin adaptat la modul în care noi putem să receptăm acest lucru, dar este o carte a lui Derek Prince de căpătăi în ceea ce privește slujirea de eliberare, și tot o carte de-a lui, Vindecarea prin Cuvântul Dumnezeu, modul în care Cuvântul Dumnezeu folosit are putere, folosit în autoritate și în călăuzirea Domnului. Vă îndemn să consultați librăria Alfa Omega TV. Această direcție, această linie tematică noi am abordat-o de mai multă vreme, am simțit de la început nevoia să venim cu învățătură, numai cu slujire, pe această direcție. Am
ajutat cu multe cărți pe mulți slujitori să le considere această slujire. Mulțumim că, într-un fel, cumpărând o carte, dându-o cuiva sau chiar sprijinindu-ne pe noi să mai tipărim încă una, sunteți într-un fel sau într-altă parte din această dimensiune. Și credem noi, și o spun de fiecare dată când am ocazia, că slujind în această zonă, pregătind trupul lui Hristos, eliberând de tare, de legături pe cei care ar trebui să slujească, în fond, declanșăm și potențăm trupul lui Hristos pentru o slujire mai eficientă, răspândirea Evangheliei. Este important acest lucru, fiindcă Dumnezeu își curăță mireasa de orice pată și orice zbârcitură și o face și prin acest gen de slujire. Să fim deschiși, cred că Domnul, așa cum vă spuneam adineauri, și prin astfel de lucrări, cum este The Last Reformation, face lucruri mari, speciale în trupul lui Hristos și cred că lucrurile care vor urma vor confirma faptul că aceste lucrări sunt parte din planul Domnului în vremurile acestea de pe urmă, de eliberare și de impulsionarea a Bisericii Domnului în a-și împlini menirea aceea de a extinde împărăția în toate segmentele societății. Și acum, pentru că suntem la final, mi-am propus ca în ultimele săptămâni ale anului să vă îndemn pe cei care sunteți implicați într-o afacere sau care aveți cunoștințe de o activitate economică care aduce profit, după cum știți, legislația din România permite ca 20% din impozitul pe profit să fie direcționat pentru organizații non-profit. Avem și un spot cu această posibilitate, prin care vă îndemn ca să considerați oportunitatea, posibilitatea ca o parte din profitul dumneavoastră, din impozitul pe profit al dumneavoastră să fie direcționat către o entitate non-profit. V-am îndemnat și cu alte ocazii, sunt atâtea nevoi de slujire în trupul lui Hristos, nu numai în zona media, cum suntem noi, Fundație Alfa Omega ca lucrare de media, dar și în alte zone sociale. Faceți ca acest an, măcar în acest mod, o parte dintr-un venit care ține de dumneavoastră să fie direcționat în acele locuri. Desigur că suntem bucuroși pentru orice alt gen de ajutor, sponsorizare, donație, dar acum acesta este îndemnul meu pe finalul de an. E un scurt spot care încearcă să sintetizeze lucrurile pe care vi le-am spus eu. Ai o afacere? Ai realizat profit în acest an? Redirecționează 20% din impozitul pe profit către Alfa Omega TV. Termenul limită este 31 decembrie. Împreună răspândim lumina în casele a milioane de români. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, câteva informații pregătim pe finalul anului. Mai multe informații despre Alfa Omega, impresii despre Alfa Omega, chiar în ultimele zile din luna noiembrie o să avem o serie de emisiuni care vorbesc despre proiectele lucrării Alfa Omega și despre modul în care puteți să vă implicați în a le sprijini, în a le amplifica impactul, în a fi parte într-un fel sau într-altul din lucrarea Alfa Omega TV, pentru că acesta este îndemnul meu de final. Nu uitați, fiți și rămâneți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.